Bună ziua, dragilor și rugă, se va trebui cu profund la dneață, ne de nou la treabă. Vorbim în lampe. Și... Să zice Ștefania. Ai un test, să-l vedem. Că am plăs cel mai mare de zorgon și mai al numele. Deci dau numele. Fie numele. Numele. 14. 21 și 49. Și să calcăm cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun al lor, da? Ce facem pentru asta? Sigur că da. Dar vedem foarte repede că 14 cu cine este egal? 2 la 7. Dar 21 egal cu? 21 este egal cu 7 la 3. Da. 3 la 7. Și 49. 7 la 2. 7 la 9. Mai întâi ce avem din multiplu comun, că ne-am întâlnit mai des, da? Da. Cel mai mic multiplu comun este... Darius? Este 2. 2 ori 7 la 7, ori 3 ori 7 la 2. 7 la 2, ori 7. De sigur la 3. 2 ori 3 ori 7 la 2. Deci din cei comuni? Nu, cea mai mare, deci 2. Și luăm pe toți cei comuni, 3 ori 7 la 9. Este cel mai mic multiplu comun. Cel mai mare divizor comun. Cel mai mare divizor comun, da? Este... Da. 7 la 2. De ce te gândi la 7 la 2? Apoi 7 la 3. Dintre cei comuni, îl luăm cu puterea cea mai mică. Da. Da? Deci numai la comun ne uităm, dar să fie peste tot. Dacă era mai de două ori, 7, 7 la 2, nu luam. Știi, cu acela 5, nu luam. Că sunt trei numere. Deci, înseamnă că dar 7 la 1 e cel mai mare divizor comun. Pentru că dintre toți cei comuni, pe cel puterea cea mai mică. Mică. Adică și 14, și 21, și 41 trebuie să bată la 7. Și este de mare. Da. Mergem mai departe, vedem momentul. Determinați toate, asta a fost punctul A, de la 1. Punctul B. Zice așa. Determinați toate numele de forma. Deci determinați. Deci determinați toate numele de forma. 1 is of Y divizibile la 5 și 3. E gata, domnule. 1, x, o, y, divizibil la 5 și 3. Cum credeți? Și la 5 și la 3. Deci în același timp. Da, divizibil la 5 trebuie să y să fie 0 sau 5 și la 3 să mai cifrelor să sunt parte exact la 3. Deci, atât. De exemplu, ca să divizibil la 5, respectivul face cu 5 sau 0. Sunt două cazuri. O dată merge cu 5 sau merge la 0 și cu 5, da? Deci cazul nu trebuie. Hai să zicem așa. 1, x, 8, y se divide la 5 dacă și numai dacă y aparține mulțimii valorilor 0 și 5. Da? 0 și 5. Ei bine, ca să se întâmple așa, deci y aparține 0 sau 5. Am avea y egal odată cu 0 și y egal cu 5. Mergem cazul întâi. Caz întâi. Y egal cu 0. Și atunci punem un loc de y exact cât am hotărât. 1, x, 8 și 0 este numărul. Ca să se divide la 3, ca să se divide la 3,
Când doar în magistrul era 3? Când sunt magistrul sale este egal cu... Se împart, da. Ne dăm o numără da. Care se împarte exact la 3. Adică avem aici, deci dacă și numai dacă, 1 plus x plus 8 plus 0, care face 9 plus x, ăsta se divide exact la, se divide exact la 3. Și ce x se pune acum? 0. X egal 0 odată, deci de aici rezultă. Rezultă x aparține mulțimii 0, apoi aveți 3, 3, 6, 9. Și atât? De ce atât? E cifră? Da. Atât. 3, 6, 0, 3, 6 și 9. Și acum care sunt numele în cazul ăsta? Deci numele de forma asta, 1, x, 8, y, care să se divide, aș spune o dată să se divide la 15. Că și între ei și 5, da? 15. Aici sunt 15 și se îndoblează și 3 și 5. Așa? Rezultă că aceste numere, dacă și numere, dacă, să zicem, 1, x, 8, y, aparțin mulțime valorilor. Și începe să punem elementele care au găsit. E vorba de y-ul care e 0 tot timpul și x-ul este 0, 3, 6 și 9. Și atunci ce o să spunem? 1, te rog să spui tu, Ștefania, 1. 1, 0, așa. 8, 0. 8, 0. Apărat număr, Darius. 1, 3, 8, 1, 3, 8, 0. Apoi. 6, 8, 0 și respectiv 1, 8, 0. Asta a fost când y era cu 5. Și acum cazul 2. Caz 2. Y egal cu 5. Rezultă, iată, că vom cifrele care va fi numărul. Rezultă numărul respectiv, când y e 5, 1, x, 8, 5. Și ăsta se va divide la cât? La 3. Dacă și numai dacă suma cifrelor sale, adică 1 plus x plus 8 plus 5, adică e dau mai departe cu, cât vine acolo, 14 plus x, da? 14 plus x, să se divide la 3. E, ce x credeți că trebuie să pun? Deci, că x aparține mulțimii că 1. 1, că se face 15, da? 1, apoi 4. 4, te-ai gândit la 1, 3, vechele, asta fac, da? Sau te-ai gândit 14 și 4, fac 18, ca să fac la 3. Următorul și la variante, de fapt. Ha? La, da, la prima variante. Care e următorul? 8. De ce 8? 9, pardon, 9. De ce 9? Pentru că... șapte, de fapt. Așa, mă, că de la 1 până la 4 ai fost 3. De la 4 la 7, 7. Și a fost să facem sabătea. 14 și cu 7, cât fac? 21. Se împarte la 3? Se împarte. Și următorul care ar trebui să fie? Ar trebui să fie, da, 10. 10, dar în cifre. Da. Ne oprim aici. Și atunci, aici continuă cu ce numere? Ziceți voi cu ce numere vă continua? 1, 1, 1, 8, 5. 1, 1 cu x-ul e 1, 8, 5, apoi? 1, 4, 5. 1, 4, 8, 5 și respectiv 1, 7, 8, 5. Acestea sunt toate numerele care au calitatea că se divide și la 3 și la 5, adică se divide la 15 foarte multe. La desigur, să încercați cu oricare din ele, hai să facem un test. Să încercăm cu la întâmplare. Să vedem dacă se parte la 15. 1380. Tu faci 1380 și împarte la 15 și tu alegeți un alt număr. Așa, și vedeți dacă așa stau lucrurile. Sau dacă niciunul, știu eu.
Deci la 15, da? 270 prin 5. 276 prin 5. Tu vezi acolo, treaba ta fără împărțirea. E important că trebuie să ajungi la împărțire exact. S-a împărțit exact? Da. Deci nu te rest. Nu? Nu cu virgul. Nu-i număr 10 marți. Deci de acum, perfect. Deci acestea sunt toate numele. Așa ne cerut autorul. Deci e toate numele de forma asta care sunt așa deștepte încât să se împartă la 15. Ia să vă dau un altul. Determinați numele de forma. Forma. Hai să spunem 3x 1y care să se divide la 6. Ca să se divide la 6, trebuie să se divide și la 3. Și la 3? Mai la 3? Nu. Și la 2. Și la 2. Da, 6, în 6 s-a incorporat și 2 și 3. Din felește. Deci eu am ascuns ce? Dividitatea și la 2 și la 3. Deci echivalent, va spune că 3x1y se divide la 2 și 3. Și la 3. La 2 și la 3. Deci să vedem cu, că se divide la 2. În loc. Deci 3x1y se divide la 2, dacă și numai dacă y aparține mulțimii valorilor 2, 4, 6, 8 și cât de caturi avem de analizat pentru divizibilitatea la 3? La 3? Da. O... 5 cazuri. Da. Clomă dată, cazul 1. Cazul 1. Y egal cu 0. Da? Y egal cu 0. Atunci numărul devine. Deci numărul devine 3x10. Să se divide acum. Pretenția este să se divide la... La cine credeți că trebuie să se divide acum? La 3. La 3. Dacă și numai dacă, suma cifrelor sale, adică e vorba de 3 plus x plus 1 plus 0, se divide la 3. Asta dacă și mai dacă, ia să vedem cât facem aici. 4 plus x. 4 plus x. Divide 3. Se divide la 3. Asta, dacă și numai dacă, x aparține, ia să vedem ce variante am avea pentru x. 5. 5. Mai devreme, mai mic. Care ar fi varianta lui x ca să divide la 3? A, 2. 2, sigur că da. 2, deci 4 cu 2 fac 6. Da? 2, apoi? 5. 5. Și apoi? 8. Că mai venim la 3. 2, 5, 8. Sau dacă vrei, 8 și 4, 12. 5 cu 4, 9. Deci, ăsta este. Și atunci, nu de care sunt? Hai să scriu un dreptul său. Avem un vermen. Deci, mulțimea pe care o căutăm se compune din numere. Te rog. 3, 2, 1, 0. 3, 2, că x e 2, da? 3, 2, 1, 0. Apoi, da, tu, Stefania. 3, 5, 1, 0. 3, 5, 1, 0. Și, cu adevăr, Stefania. 3, 8, 1, 0. 3, 8, 1, 0. Și cu asta le-am scris pe cele 3 numere, că 3. Ce caz au urmat acum să iau în discuție? Cazul 2. Adică Y cât să fie? Cu 2. Cu 2. Deci cazul 2. Cazul 2. Y egal cu 2. Și atunci numărul devine 3x1 2. Să se divide pretenția asta la 3. Dacă și numai dacă 3 plus x plus 1 plus cât? Plus 2. Plus 2. Acum ar fi 2, da? 3 plus x plus 1 plus 2. Numărul care a fost se divide la 3. Și ce ar fi semnat echivalent? Cu a spune? 6 plus x.
6 plus x să se divide la 3. Asta înseamnă echivalentul x aparține de revoluții, care ar fi variante 0. 0, corect. 0. 3. 0, 3, sigur că da. 6. 6 și 9. Că 0, ai spus din mine, Ștefania, acum 3, când 3 și 6 fac 9, sau el vede și pe cărea din 3 în 3, e bine mai ușor să vadă asta. Și acest lucru înseamnă, putem continua aici cu ce mulțime? 3, 0, 1, 2, apoi 3, 3, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 9, 1, 2. 3, 9, 1, 2. Mai avem un caz de luat în discuție? Da. Care ar fi Y? 4. Deci cazul 3. Caz 3. Y e egal cu 4. Și atunci ar însemna, avem numărul 3, X, 1, 4, să se divide la 3, dacă și numai dacă, suma cifrelor este, să vedem, 3 plus X plus 1 plus 4, e ca și cum să se divide la 3, dacă și numai dacă, suma face 8 plus X, 8 plus X, se divide la 3. Asta dacă și numai dacă, ce X să iau? Ce X aparține mulțime formată din 1? 3. 1? 4. 4. 7. 7. 7. Și atunci numele pe care le iau pe care le continui sunt următoarele. 3, 1, 1, 4. Apoi? 3, 4, 1, 4. 3, 7, 1, 4. Da? 3, 7, 1, 4. Vedem că sunt numerele acestea. Și ce Y care urma? 6. 6 și cum Y egal cu 8. Și atunci toate numele vor fi găsite, da? Deci s-a înțeles procedeul? Da. Dar dacă aș fi cerut așa, găsea numele tot așa din forma asta, încă să se divide la, că se zic? Nu. 45. La 45. Și la 5 și la 9. Asta spun eu. Și la 5 și la 9. La 5 știu ce variante Y pare voie să fie 0 și 5. Iar pentru 9... Suma cifrelor sale se împarte la 9. Suma exact la 9. Da? Face și aceste chestii. Spiriți în voi. Să se găsească toată numele în forma asta, care au calitate. Asta vrea să ne divide la... Uite că noi aveam așa, dar nu mă facem numai așa, mai facem și niște chestii pe marginea lui, nu? Vedeți? Doi, zice așa. Calculați. Calculați. 4 la 3, minus 6 la 9, minus 1, totul supra, 3 la a 2, egal cu. Calculăm, să facem calcul efectiv.
Tempul scriem pe 6 la 2 ca și 3, nu, ca și 2 la... Nu. Ca și 1 ori 6 la 2. Fiind de 1 ori 6 la 2, tot 6 la 2. Mai bine descompunem numere. Adică? Adică 4 la 3. Cât face? Da, 6 la 2. Și minus 1 nu avem ce face, nu vedem altă idee. Deci calculul în sine. Ce înseamnă 4 la 3? 4 ori 3, nu? Da. 4 ori 3. Așa e bine? Nu. Nu. Știi, zice, l-am zis așa? Că ieri l-am prins la asta. A. Da? Și acum am repetat să nu dacă zici da. Și-o zic da. Păi, dar îți voi atenție cât e mare fără să mai. 4 la 3 înseamnă 4 ori 4 ori 4 ori din câte ori? De 3 ori. Am zis asta, dar că am zis că e egal cu 4 ori. Păi, nesigur ai fost. Și te-am sancționat. Da? Mai voi, tu ce ești cu mine? Ești cu mine, cum să spun, ieșim așa, ne dăm palme. Și fiecare spune, cum se poate să fie așa ceva? 4 la 3 înseamnă 4 ori 4 ori 4 ori 3 ori. Deci cât face? 64, da? 64. Minus 6 la 2, care este? 36. 12. 6 ori 6. Așa, 6 ori 6. Nu, 6 ori 2. Da. Da? 12, ai zis, nu? Nu, 36. Minus 1, totul supra. 3 la 2, care face 9. Și egal la radius face și 3 la 2. Putem? 3 la 2, face? Nu. 9, 3 la 3. Și cât face acolo? Să scădem din 64 pe 36. Face 20 cât? 6 din 14, 8. 28 minus 1, 27. Totul pe 9 și egal cu 3. Deci, am zis, pe 9 chiar. 27 cu 9 chiar, pe 9 și de 3, 8. Mergem mai departe, să vedem alte exerciții. 2 pe 3. Nu, deci eu v-am mai dat eu. Ia să vedem cum faceți pe următorul. Deci 3 la a 7 plus 3 la a 5 plus 3 la a 4, totul supra 3 la a 6 plus 3 la a 5 egal cu? Eu am factor comun cu 3 la 5. Simplifică 3 la 5 cu 3 la a 5. Nu. Așa, rește-te! Nu se poate, că e adunare! Da? Deci, voi se audă, se audă și la poliție. Poliția aia poate nu. Deci ce facem? Dăm factor comun. Pe cine? Pe 3 la 5. 3 la 5, da? De ce 3 la 5? De ce te gândi la 3 la 5? Pentru că 3 la 5 se găsește și sus și jos. Și tu de ce ai zis 3 la 4? Că cel mai mic. Sarajevo. Sarajevo, cum te... Cum să-ți dai tu pe 3 la 5 când ai 3 la 3 la 4? Să te dai cel mai mic, în faptul că... Ștefania, trebuie să fii rea. Eu vreau să fii... Duelul între voi înseamnă să se pună acum cunoștințe, informații, să faci clarifică lucrurile. Când îți iei 3 la 5, hai că jos ai, că e cel mai mic, dar sus n-ai nicio șansă, pe 3 la 4 îl dăm. Deci vine că 3 la 4, da? Pe lângă. 3 la 3, la 3. 3 la 3, da? Plus 3 la... Plus 1. 3 la 1, da? Și plus? 1. 1. Totul supra. 3 la 5. 3 la 5. 3 la 3. 3 la 3. Plus 1. Plus 1. Și dă, ia să vedem bine. Cât? Ce se poate face acum? Se simplifică. Se simplifică 3 la 3 plus 1 cu 3 la 3 plus 1. Aici asta, asta, cu asta aici, da? A, nu, vorbim. Asta e adunare, e legat de adunare. De ce ne se plăteau? Trebuia să fie fără. Nu se poate. Păi ce sunt trei termeni. Cine se simplifică? Cine cu cine? 3 la 4. Asta e. 3 la 4 cu 3 la 5, că sunt... Nu? Așa e mulțumit.
Deci aceștia, da. Și cât face? Cât, unde rămâne trăirea? Cât a rămâne? Și unde? Păi nu... Da, dă cu minus. Dă cu minus. Rămâne cum aici, mă. Că 3 la 5, poate să iei 3 la 4, o treci. O 3 la 1. 3 la 4, 3 la 1, nu faci 3 la 5. Acum se la 4, 3 la 4 și o 3 în jos. Deci rămâne unde e locul lui, că e mai puternic. Da. Dar nu-i doar, da? Și acum să facem calcul aici, cât face? Trei la treia cât face? 27. Cu 3? 30. Și cum 31? Deci 31, totul supra, jos? 4. 4 ori 3 este, da? 4 ori 3, 12. Și cu asta am dat, te gândești. Deci foarte clar. Aici, hai să discutăm. Hai să, acum să... Pe cu cine începem? Cu cine tu, Darius? Că au zis că 3 la 5-a, dă un factor cum? Eu zis că nu simplifică 3 la 5-a cu 3 la 5-a. Nu se poate așa, să fie de acord. Și el a zis că se poate pe 3 la 5-a. Și tot timpul te ai uimită. Dar nu-i fost foarte hotărât de stat la el. Nu se poate, nu se poate pe cel mai mic. 3 la 4-a trebuie scos. Da? Și a doua capcană aici. Ștefania, trebuie să te recunoaște da. Că și aici tu ai avut o slăbiciune mare, că ai zis 3 la 1 plus 1, ai luat 3 la 1 plus 1 și gata, s-a simplificat. Nu! Că aici mai era legat cu plus 3 la 3. Da. Da? Numai aici se face simplificat. Hai să arătăm pe numărul următor. 3 la 1 plus 3 la 2 plus 3 la 3 plus 3 la 4 plus 3 la 5 plus 3 la 6 plus 3 la 7, plus 3 la 8, da? Numărul ăsta care se obține, se divide, să arătăm că se divide la 4. Se divide la 4. Avem un factor comun pe 3 la 1. De peste tot, da? Da. Bun. Deci, mai iau de el de o parte, zic 3 pe lângă, pot zic deodată, da, 3 pe lângă. 1 plus 3, 3 la 1, plus 3 la 2, plus 3 la 3, plus 3 la 4, plus 3 la 5, plus 3 la 6, plus 3 la 7. Și atât, nu? Da. E ultimul. Fiindcă ați spus 3? De acord, e cam departe. Dacă vă ne-am luat până 4, dacă vă ia 4. Păi avem acolo, grupăm 1 cu 3, avem 4. Aaa, deci face echipul din ăștia 2. Da, bun. Și după scoatem dintre 3 la 2 și 3 la 3, scoatem de 3 la 2, deci din ăștia 2 facem și 3 la 2, că e cel mai mic. Deci grupăm 2 câte 2. Da. Și scoatem din ăștia 3 la 2. Din ăștia ce o să scoatem, Darius? 3 la 1. 3 la 4. 3 la 4, mă, de ce mai... A, scoate un factor comun. Și cât cădea? Și din ăștia 2? 3 la 6. 3 la 6, vorbește tu. Hai. Deci e 3 pe lângă. 3 pe lângă. 4 plus. 4 plus. 3, 3 plus 3 la 3. Cum? Ce faci de ăștia? De ăștia 2. Îi lupăm și le dăm factor comun pe 3 la 2. Păi vezi, mă. Deci 3 la 2, pe lângă cine? Pe lângă 3 la 1. 1 plus? 1 plus 3 la 1, da? Plus următorul echipaj. Totul dar nu mai convins. Plus 3 la 4. Pe lângă? Pe lângă 3 la 1 plus 3 la 5. 1 plus? Plus 3 la 1. Plus 1 la 1. 3 la 1, da. Păi 3 la 1, dar este 3 la 4, ai făcut diferența. Plus 3 la 1, da. Plus? Plus 3 la 6. Da. Pe lângă 1 plus 3 la 1. Așa. Și egal. Și cum o facem la... Egal. 3 pe lângă. 4 plus 3 plus... 4 plus?
3 la 2 ori 4 ori 4 plus Ștefania 3 la 4 ori 4 3 la 4 ori 4 plus Darius 3 la 5 ori 4 și 3 la 5 ori. Unde te uiți? Tu ești pe aici? Nu. Dar unde trebuie să uiți? 3 la 6 ori 4. Păi vezi, bă, aici ești. Deci 4 plus 3 la 2 ori 4 plus 3 la 4 ori 4 plus 3 la 6 ori 4. Deci vezi? Asta este. Deci vine plus 3 la atâta a 6 ori 4 și e gata de parte. Acum ce putem face? Scoatem un factor comun pe 4. Că vedem și aici, și aici, și aici. Peste toți. Fiecare termen. Deci vine 4 ori 4, 12. Era 3 în față, 12 pe lângă. Eu? Da? 1. Așa, 1 de ce? În loc de 4 ori 1 plus, Darius. Plus 6. Deci 6, 3 ori 3 la 2. 3 la 2, 6. 3 la 2 fac 6. 9. 9. 9. Păi, Darius, actorii face chestia asta. Numai astăzi nu-l făcut-o. Deci 3 la 2 face 9. Da. Și eu zic 6. Nu l-ai auzit? Da, l-am auzit. Și noi putem să arba el. Păi a zis dumneavoastră. Ce altelul, ce altelul? Când mergi și s-a pus afară, mergi în plenul, ce îți spuneam până la... Păi ce să-ți fac? Cine îl prinde pe celălalt, îl ceartă. Da? Deci plus 3 la 2. Plus, da, plus cât? Plus 1. Unde vezi tu plus 1? Că o văd. Plus 3 la 4. Păi vezi, mă. 3 la 4 ori 1. Și 3 la 4 ori 1, care nu o să mai zici cât face? 3 la 4. Plus 3 la 4. Plus 3 la 6. 3 la 6. Ei, și cât faci, nu mă mai primești. Eu am baft aici. Da, am pe 4. Dar la 4. Nu fac calculul ăsta, că nu mă interesează. Dar puteam să spun eu că la început se divide la 12. Da. Că, vezi, ai sesizat un scoatem un 3 în 3, am avut un 3 în factor, și mai vine și 4, 3 ori 4, 12. Da? Deci ăsta e. Atenție multă. N-aveam voie să greșim. Deci eu ce-am interesat aici? Hai să vedem ce-am interesat. Am interesat spaterea factor comun, grupajele, cum fac rost de 4. E, destul de interesantă treaba. Ia să mai luăm noi pe același, ziceam, 3 plus 3 la, nu, 1 plus 3, plus 3 la 2, plus 3 la 3, plus 3 la 4, plus 3 la 5, plus 3 la 6, plus 3 la 7, plus 3 la a 8, să văd dacă se divide la 13. Să se arate că numărul ăsta se divide sigur la 13. Să nu mă pune să-l calculez numărul ăsta, că nu vreau. Grupăm de 3. Ia uite de ce chestie. Din 3. Dar de ce te-ai luat câte 3 să arată? De ce ne-ai lăsat câte 2 înainte? Păi am văzut că 3 la 2 e 9, plus 4, 13. Asta a fost. Bun. Păi ai un 13 și am să vezi, dar mai departe și faci aici. Păi dau un factor comun pe 3 la 3. Deci iar ieși pe ăștia toți 3. Și scoți în factor comun pe 3 la 3. Și pe mâna ăștia ați sper să te rămâne în paranteză 13, vrei tu? Da, da. Și domnul, aici specific să-ți spune factor comun. De 3 la 6. Și sper să te rămâne în factor comun, iar și acolo 13. Să vedem. Porniți. Deci egal cu 13 o zis bine, plus, da, plus, din echipajul următor, scoate pe 3 la... 3 la 3. 3 la 3, pe lângă. Pe lângă 1 plus 3 la... a 3. Da. Plus 3 la 1. Plus 3 la? A 1. Adică 3. 1 plus 3 la 1 și plus? 3 la 1. Păi dacă 3 la 5 și scos pe 3 la 3. 3 la 2. Atenție, 1. Plus, mai departe. Plus 3 la 6. Așa, ce am venit 3 la 6. Plus 1 plus 3 la 1 plus 3 la 2. Da. Și
Ce egal mai departe? Nu spunem, egal cu 13 plus 13 plus. 13 plus 3 la 3-a. Lăsă 3 la 3-a ori? Ori... 13. Ori 14? Da, 13. 13 ori 13. Plus 3 la 6-a ori? Ori... 13. Ori 13. Și este cam mai departe. Îl dăm un factor comun de 13. Da, 13 pe lângă. 3 ori 1. Deci, din primul rămâne 1, da? 1 plus... Plus 3 la a 3 -a. 3 la a? 3 -a. Da. 3 la 3 -a plus 3 plus 1 ori 3 la... Deci, urmă, că 3 la 3 ori 1, 3 la 3 ori 1 face 3 la 3. Deci dacă 3 și urmă, 3 la 3. Din coace, cât rămâne? Plus cât? 3 la 6. Așa, ori 1. 3 la 6 ori 1, 3 la 6. Și din care ai pus mâna pe 13, numărul ăsta se face în șteapa? 13. Șteapa de Hristos. Oh. Darius, o să te certi pe stradă până când o să uită toată lumea la tine. Ține-te! Deci grijă multe. Ce ți-e de clar încă? Că atunci când ați fost pe 13 în factor, aici vine 3 la 3 ori 1 care face 3 la 3. Nu mai spui plus 1, tu zici plus 1. Ai zis plus 1 aici? Nu zici plus 1. Mai mult, ești atent. Da? Bun. Am plecat de la chestiunea asta și ne-am făcut alte și alte chestiuni. De ce? Că am sesizat că aveți slăbiciuni cu spatele în factor comun. Aici avem... Păi și calculez, mai ce face? Nu e nimic de scos în factor comun. Ștergem și vedem un alt exercițiu. Asta e ca temă pentru mâine, nu? Poate că e suplimentar, nu mă dai nicio temă. Am înțeles. Cine vrea o face. Dar tot îmi dai vreo mai mult chiar. Sunt mai câte o celă de fâșii și adeocamdată. Ai făcut 7 chestii. Că și da, da. Deci ai dorit chiar mai mult. Punctul B. 2 pe 3. 2 pe 3 plus 2 întregi și 2 treimi ori 1 pe 8 e egal cu. Îi dai să vorbim la comandă. 2 la 3, 2 pe 3, pardon. Plus 7 pe 3. Cum vine 7 pe 3? Ștefanie, ești de bani? Nu. Deci vine 2 ori 3, 6 plus 2, 8. Ștefania nu-l lăsa. Și notează greșelul. Notează greșelul, că e bine. Deci 2 pe 3 plus... Plus 8 pe 3, ori 1 pe 8. Ori 1 pe 8. Te simplici cu 8 cu 8. Așa e bine. 1 cu 1 și vine 2 pe 3. 2 pe 3. Plus 1 pe 3. Da. Și este egal cu 3 pe 3 și egal cu 1. Egal cu 1. Așa asta este rezultatul. Mergem mai departe. Să vedem un alt exercițiu. Iată ce. Care sunt așa. 10 pe 7. 10 pe 7. Totul de mulțituri. 0,6 pe toate plus 1 pe 13 ori, deschidem o altă paranteză, 0,3 plus 0,1 pe toate 3 și închidem paranteza în dreapta și pun pe cea acolo și egal mai departe cu simplu. Ia să vedem cum facem. O 10 pe 7 ori 6 pe 9 ori 6 pe 9 care se simplifică și face 2 pe 3 mai deodată, deci 2 pe 3 așa plus 1 pe 13 plus 1 pe 13 ori 3 pe 9 și 1 pe 2 1 pe 3. Așa, de departe 3 pe... Deci
ce să iei pe 9? 3 pe 10. 3 pe 10. Aaaa. Ți-ai vănotat? Notează, notează, că ți-am flagrez. Dar știi că faci ca să spun, nu creșteți plângând așa. De ce ne întâlnesc pe stradă, zic, să vă spun ceva. Uite ce face. Zice că 3 pe 0,3, zice că 3 pe 9. Ce părere aveți? Așa îi întreb. Păi din consuls, pe cei care găsești pe stradă. Bun. Și atenție, mă. Una era 0,3 pe coadă. Da. Și asta e 3, 0,3. Deci vine aici că 3 pe 10. Plus 1 pe 10. 1 pe 1, 13 minus 1 pe 10, pe 9, 10. Deci 13 minus 1. Eu ce spui așa? Prostii scrii. Spui prostii scrii. 13 minus 1 pe 90. Ce zici, Ștefania? Da, e bun. E bine, sigur, hotărâtă. E bine, e bine pentru că aici e un număr periodic mix. Am zis un 9 pentru partea neperiodică, pentru și un, nu, 9 pentru partea periodică și 0 pentru partea neperiodică. Poate. 10 pe 7. Deci egal cu 10 pe 7. Ori 10 pe 3. Ori? 2 pe 3. Oare găsit pe mai multe, dar 2 pe 3. Plus 13. Da. Ori. Am zis că e paranteza 3 pe 10. Amplificăm cu 9. Deci amplificăm acolo cu... Și vine 27 pe 90. Plus 3 pe 10. Este acolo, da? Da. 3 pe 10. Și amplificăm cu 9. 27 plus... Faci și calcul cu un singur numitor, 90, da? Da. Plus 12, deci am pus un singur numitor, nu mai am pus paranteza asta. Da. Rolul la fracția. Închidem parantezele. E una... Acolo, rotundă a menit, da? Da. Rotundă. Și egal din parte cu... 10 pe 7. Da. Ori... O 2 pe 3. Ori, deschide paranteza. 2 pe 3. 1 pe 13. 1 pe 13. Ori 9, 39 supra 90. 39 pe 90. Ce părerea mea este 39 pe 90 se simplifică? Să vedem o parte 39 pe 90. Da, se simplifică printr-un 3. Da, și va fi 13 pe? Egal cu 13 pe 30. 30. Plus 13 pe 30. Plus 13 supra 30. Și este egal mai departe, hai să vedem. Și este egal cu 10 pe 7 ori. 10 pe 7 ori. Că 13 pe 13. 13 pe 13 are dreptate. 2 pe 3. Este în paranteza 2 pe 3 plus 1 pe 30. 1 pe 30. Închidem paranteza. 10 pe 7. Și egal cu 10 pe 7. Ori am prins-o acolo cu 10. Așa. Și pune singur după la linii fracției pe următorul 30. Vine 20 plus 1. 1 supra 30. 21 de dată, da. 21, da. Supra 30. Și este egal cu... Amplificăm în partea cealaltă cu... Zi. Cu cât? 200. Întorc cu 210. 200. Nu putem să simplificăm mai întâi. Ai zis 10 prostii, spunea? Da. Ce spunea? Să simplificăm. Aș vrea să...